Suntem în aer. Ce? Nimic. No, hai să continuăm. Ok. Noi mult de a începe. Da. Deci, unde rămăsesem? În groapă. Da. O, i-am armat dublu decât tine. Tu să tași, mă. Am zis eu. Așa. Deci, da, strângeam Stability ca să-mi schimb cultura să fie română. Și mă pregăteam de război cu Le Bulgaria. Dar nu e bine te duci să te apuci de cules că și un faci bani, auzi aici, mă, te seama. O, căcat. Don't play, nu? Bulgarii sunt aliați cu Croația. Le Croația, câte trupe are Le Croația? Big shit. N-au ce să fac. Tu poți să-i dai să curgă, că eu mă uit pe aici. Croația, numai 3000 are, de ce bine. Că eu vă sunt ce... că e în război cu Benvenuto sau... Benevento, așa, și Papa State. Și are trus cu Slavonia și Croatia. Deci deja la război, e bine. Da. Și e garantat de Bizantium, căcat. Cine e croat? Da, a bine acum. Da, dacă intră ei în război, nu se pune. Dar chiar, mă, eu am uitat că i-am aliat pe bizantini. Mă gândesc să-i chem, dar să nu-i chem, știi că dacă ocupă ei provinciile după aia e rău. Păi stai cu trupele chiar acolo, lângă a lor, mă, bulgari, știi? Eu stau, da. Oricum, pe mine mă interesează Silistria și Basarabia, deci... Tot ce vreau să fac ei să le omoare armata. Dacă se poate. Da. Dacă. Poate nici nu-i chem. Mă descurc cu 2000, 4000 de tipi. Mai trebuie încă 29 de admin power. Lag. Am jucat ca Italia ieri, parcă. Și... Și... Ai luat-o, mufă. Nu. Deci... Deci nu știu cum așa, randomly am intrat într-un război de succesiune. Eu cu vasalii mei, cu Verona, cu Tuscany și cu Lombardia, împotriva la Bavaria și la Lotaringia. No, și dă-i bătălie și bătălie, cu Q cu Vai am câștigat. Dar era o mică problemă. Deci, amândoi diplomații mei erau ocupați cu anexarea vasalilor. Și nu puteam să fac pace. Și știi că vine căcatul ăla cu Call for Peace. Vai, și de nu mi-a crescut ăla War Exhaustion-ul. Ce era să mor. Nu mai făceam bani, eram pe minus, aveam vreo 5 loan-uri făcute. Da, până la urmă i-am anexat pe ăia și... Am intrat în Personal Union cu Lotharingia și totul a ieșit bine. Și după aia West Francia a declarat război și a murit. Da. Like if you cried. Like if you cry every time. Da. Every time. Hai să dăm timpul mai repede să facem calculatorul lui Ștefan să... Căcat! Mi-a murit regele și mi-a dat minus 1 stability, de ce? Dacă te-ai grăbit. Vezi? Dacă te grăbești, ce se întâmplă? Da, mă, e... Acum, după... S-a dus timpul prea repede și nu mai n-am mai ținut pasul și a murit.
Ui ce porc, fii atent, imediat. Ah, da. După ce ți-a murit, îți dau Royal Bearings. Da. Și trebuie să mai aștept, mai aștept. La 15 ani devine rege, nu? 16. Deci, încă stai, matematică, încă 8 ani. Da, Vladimir întâi. Mhm. Și acum este o mică mare problemă. Because, hai să nu iau pe engleză, poate nu știe lumea, pentru că nu mai avem rege, nu putem să declarăm război. Ai, las. Ai, las. De ce, lume crudă, why? Ai, las. Hai să ne luăm un nesimțit cu Global Trade Power. Pentru că e singurul. Hai, stability, că trebuie să mai aștept încă 100 admin power acum că mi-a murit regele. Astăzi mă n-aveam de lucru și mă uitam pe Google sau pe unde apucam la poze de astea creepy, scary shit, știi? O țără, m-a scăpat o țără pe mine. Dar rest, tot e bine. Da. Cum facea, cum facea la te joci Outlast, desperii și să ai o pagină deschisă cu cățeluși și pisicuțe pe Google Images. Da. Fii atent de ce, bă, câți inamici am eu, deci nu știu, pe mine toată lumea mă urăște. Loteringia, după aia... Ah, enemies. Jolanul ăsta de deasupra, Jaland, Verona, Bavaria, West Francia, Italia. Italia. Dai seama, și niciun rival nu am. Vor să te mănânce de viu. Eu vor să mâncine buca dreaptă din partea stângă. No, iar avem 0 stability și iar trebuie să așteptăm să facem plus 1. Ah, da. Și partea și mai frumoasă e că... După ce ne facem cultura română, ne dă stability minus 5. Because fuck you, that's why. Și după aia trebuie să îți faci România, nu? Și la aia mai trebuie ceva stability. După aia trebuie să ataci eu Bulgaria. Da, să iei pământul. Am uitat. Și oricum nu văd aici ce efect îmi dă, că încă n-am opțiunea, trebuie să-mi schimb cultura. Ai, da. Avem un diplomat liber, hai să-l trimitem la tine. Ți-aș putea fute meci, ce zici? Cu? Crobatia. Să fac personal union cu ei. No. Sau cu Great Morabia. Am făcut deja, aștept să văd dacă se întâmplă ceva. Acum s-a aliat cu Crobatia. S-a aliat cu ei. Cineva-i atacă, rebeli. Căcat. Bă, ăștia își refac trupele. No. Welcome to the real world. Jackass. Aha, deci ăștia nu vor să fie vasalii mei pentru că trebuie să am income de 4.06. Oh yeah. Ok. Income. Și aia, mă, zice, am mai jucat asta, mă, SWAT. Am jucat la SWAT până ne-a ieșit fumigene pe urechi. E greu să nu ai ciorul ăla, nu știu, ăla trebuie să-l joci cu căștile la maxim și să... Deci pur și simplu, când ascult muzică la jocul ăla, e imposibil să joc. Tot timpul. Fac colțul, mă, în cap.
Mă întorc, mulat în cap. Deschid ușa, mulat în cap. Și mai sunt unii cazia distruși, pur și simplu ciure, zici că o ciure pe mică, să știi cum. Eu eram deschid ușa și direct din cealaltă parte a camerei, care era, de exemplu, hai zicem, vreo 20 de metri. De acolo ciurul e ca trăznitul și direct în cap, mă lua așa, am căzut pe jos. Da, ai văzut ce s-a întâmplat, nu? Văr. Holy shit. Ok, so we are in a war together. What do I do now? Stai pe curul tău, nu tu faci. East Francia, Franconia, Swabia, Thuringia. Ok, la de coalice. Exact. Nu, mai lua de mult bătaie și vor să ia acum. Mai minus 1 stability. Am noroc că n-am stricat banii pe armata acum să-mi fac. Oh, dar asta e că n-am maintenance, e bine. 14.000. Ce dobitoci, mă atacă pe mine acasă. Ai, no. Don't be a fucking bitch. 6 aprilie. Mergem acolo mai repede. A, tu ai și tech level mai mare, deci... Aoleo, cum iau bătaie. Ci, cum o lua bătaie. Păi da, moral, moralul așa s-a dus jos, știi cum. Chiar mi-e ce tech am. 4. Why? I'm so far behind. I'm not the fuck show. 5. Și trebuie să retrag în Breisgau. Wherever that is. Ah, wow, se duc până acolo. Trebuie să strâng niște bani pe niște trupe. Că n-am strâncat niște armate în plus. Bine că te duci acolo, mă rog, să stai, deci am zis să stai. Facem niște men at arms și un cavaler din ăsta, un călăreț, un făcăleț fără cap. De înveți pace. Vor să ia Hessen. Aha, ok, nu lăsăm să le iau. Aha, tu unde e capitala? În Lüneburg? Lüneburg. Capitala luneatecilor. Da. Ai ieșit cu Franconia la război? Da. Le Franconia, ia să vedem diplomatic, adici cu ăștia. Dar nu e such a big deal. Asta îl dau afară și ia unul cu disciplină. Na, trebuie să ieșim în mare lol, pier. Vine și Croația la tine cu 4.000 de oameni. Să mă ajute? Da, sunt Viena. Vezi mă, vezi că lumea. Și-a cât îs? 19.000? O, dau... Suppose last nu mai știu să vorbesc. Croația se duce să te ajute pe tine și aliatul lui Croația din ăștia Balaton a venit să-i omoare rebelii la Croația. Mai zic că suntem vorbiți, mă, pur și simplu. Bine că nu s-a băgat și Bavaria, că dacă s-a băgat și Bavaria, atunci era bai. Uite, numai 26.000 au un capital acolo. Am văzut. Dar am zis că e bine că nu s-a băgat. Așa că nu mai povestim de, nu mai pomenim de ei până se sfârșește războiul, că dacă se ducea cobim, știi? Așa, acum fă-le gangbang în Hessen.
Hai, vreau să-i văd cum zbor afară.